Pacea, libertate, solidaritate și unitate. Asta cred moldovenii despre Ziua Europei, care au venit în Piața Marii Adunări Naționale la Orășelul European. Aceștia spun că nu trebuie să uităm de trecut, să învățăm lecțiile și să ne gândim la un viitor prosper. În primul rând, să nu uităm ce înseamnă Ziua Europei. Este, vrem noi sau nu vrem, este și o zi a victoriei. Fără o zi a victoriei nu ar fi o zi a Europei. Și asta este, sărbătorim frumosul, sărbătorim o familie mare. Ziua are două semnificații și eu cred că prima semnificație care ne aduce aminte de războiul care a fost mulți ani înainte, noi nu uităm. Mama mea a fost pe front la 16 ani și eu o comemorez cu un gând bun, cu o amintire, dar sărbătorim și Ziua Europei cu multă bucurie. Eu am să încep la cele două principii generale care au pus umărul, da, care au pus startul acestei Uniuni Europene. Și am să zic că este, și în primul rând este pace pentru mine și solidaritate. Pentru mine e un semnificat foarte important, deoarece, să spun drept, m-am aflat în Europa 20 de ani și mă aflu încă, am venit în mică vacanță. Această zi, adică, are un mult semnificat și ar dori tare mult ca să schimbi și în țara noastră, adică așa să ajungem la nivelul european și condițiile de viață, cum sunt în Europa. Sărbătorim Ziua Europei, o zi foarte importantă atât pentru oameni, cât și despre oameni. Și cum și-a spus ambasadorul Uniunii Europene la noi în Republica Moldova, să ne facem mai puternici. Suntem aici pentru ca să sărbătorim anume acest lucru, unitate. Anume prin unitate suntem și puternici. Și pentru că e sărbătoare, oamenii au încins o horă în centrul capitalei. Cei care au venit în Orășelul European spun că au aflat multe informații utile pentru ei și că își doresc integrarea în Uniunea Europeană. M-a impresionat oamenii care au venit din diferite colțuri ale țării și se bucurau pentru că sunt împreună, se bucurau pentru că este pace și se bucurau pentru că avem parte de o cale pe care urmează să o parcurgem și avem această oportunitate de a deveni membri în Uniunea Europeană. În primul rând, tineretul vor în Europa, vor să vadă frumosul. Eu zice că e o sărbătoare frumoasă, în primul rând este sărbătoarea biruinței, care eu nu pot să uit niciodată, pe străbunelul meu care a luptat. Noi sperăm să ajungem în Europa prin intermediul valorilor europene și prin tot ce promovează Europa. Astea sunt și aspirațiile noastre naționale. Organizarea a fost foarte frumoasă, adică este ceva excepțional. Este interesant și pavilioanele care sunt prin preajmă, cu multe informații utile de orice gen. Sperăm spre un curs european, poate încă n-am ajuns la acele valori care le are Uniunea Europeană, dar tindem și ne luptăm pentru aceasta. Cel mai așteptat moment a fost totuși concertul din Piața Marii Adunări Naționale. Superbă, totul foarte bine organizat, lumea are bună dispoziție, timpul este frumos, ne bucurăm de pace, de liniște. Sperăm să fie așa și în continuare. Suntem moldoveni, dansul la noi în sânge, cum studiați-am sub o sârbă frumoasă? Datorită concertului ne face o deosebită plăcere să fim aici, să ne distrăm alături de ei.